La firma de asfaltări a primăriei Iași a fost angajată Isabela Danalache, care anterior a lucrat într-un club de noapte din Italia. Cât câștigă o fostă dansatoare la bară în Italia, angajată fără concurs la primăria Iași. La firma de asfaltări a primăriei Iași a fost angajată Izabela Danalache, care anterior a lucrat într-un club de noapte în Italia. În luna aprilie 2022, conducerea societății a decis să facă angajări la secția mecanizare, unde șeful este Gabriela Delicostea de peste 20 de ani. În birourile secției a apărut fica acesteia, Izabela Danalache, în vârstă de 35 de ani, în urma unei angajări fără concurs. Aceasta primește un salariu de 3000 de lei net pe lună. Pe rețelele de socializare, femeie a publicat fotografii în diverse ipostaze de la locul de muncă. Teama de nou și de necunoscut câștigă în fața durerii deja bine cunoscută. Teama de a rămâne singur îți conduce viața, deși mulți nu sunt fericiți, mulțumiți sau și suportă joburi, relații și așa mai departe. Trist, avem o singură viață, Făți ți curaj și ia de la început de 100 de ori dacă trebuie până îți găsești liniștea și bucuria de a trăi. Trește-ți viața pe deplin, ea nu durează pentru totdeauna, timpul pierdut nu-ți-l mai dă nimeni înapoi. Este mesajul Iza a Atașat unei fotografii realizate în biroul Citadin. Timp de patru ani, Izabela Danalache a lucrat ca dansatoare la bară într-un club din Italia, iar în 2020 s-a întors acasă. Unii angajați au confirmat pentru o publicație locală zvonul că Izabela este pregătită să ocupe postul mamei sale, care urmează să se pensioneze. Apropiați din naturajul Izabele au declarat faptul că femeia este văzută în preajma dezvoltatorilor imobiliari la petreceri private sau în cluburi. Contactată de publicația locală, Isabela s-a arătat deranjată de întrebări și nu a oferit informații despre abilitățile din domeniul de activitate a firmei de asfaltări și întreținere străzi. Care este problema? Care este relevanța? La revedere a fost reacția angajatei. O reacție similară a avut și mama acesteia.